Și acum mergem la o trupă din Constanța, prieteni. Trupa se numește White Walls.
părut concursul? Mi s-a părut excelent prin prisma trupelor care au participat. Au fost foarte multe formații foarte faine. Ne-au plăcut cam toate. Este o concurență strânsă? Cred că da. Bine, acum noi, în muzică e greu să spui că o formație e mai bună ca alta. Competiția în artă e un termen prost. Dar foarte multă muzică frumoasă. Asta e ce contează. Ce v-a determinat să participați la acest concurs? Păi cred că ca orice trupă nouă, trebuie să te cam înscrii peste tot. Nu știu, e bine să apari peste tot. Ai expunere cât mai mare, oameni diferiți. Uite cum a fost și în seara asta, au fost stiluri foarte, nu știu, diverse. Trupe, 15 trupe numai la finală sau 13 câte au fost. Cam toate au cântat stiluri diferite, deci oamenii sunt pentru, nu știu, toate stilurile muzicale. Și e bine să cânți în fața celor care nu te-au mai văzut până acum și n-au mai ascultat genul ăsta de muzică până acum. Să vezi cum răspund. Plus că poate plecăm și noi unde, cum se pronunță chestia aia. Malaezia, da. Așa. Nu, mă referam la localitate, na, capitală, Kuala Lumpur, da. Deci încă o dată, prieteni, susține muzica românească ca a noastră și să vedem cei care au câștigat acum finala, cum ne vor reprezenta în Malaezia. Succes! Once again.